Declar deschisă ședința Consiliului Local al Municipiului Ionești din data de 23 ianuarie 2020. Cunoașteți proiectul ordinii de zi din convocare. Dacă sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Înainte de a intra în proiectul de ordine de zi, vă spun atenție procesul verbal al ședinței extraordinare din 16 ianuarie. Dacă sunt observații? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Intrăm în proiectul ordinii de zi. Proiectul numărul 1, domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2020. Prin acest proiect de hotărâre propun ca următorul consilier local în funcție în ordine alfabetică să fie ales președinte de ședință pe luna februarie 2020 pentru buna desfășurare a ședințelor de consiliu și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești, precum și a legislației în vigoare. Față de cele menționate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 4. Mulțumesc. Dacă sunt discuții? Sunteți de acord? Președinte pe luna februarie, domnul Ostache. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 2, domnule primar. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea redenumirii și reorganizării Bibliotecii Municipale Radu Roseti Onești, Muzeul de Istorie al Municipiului Onești și Cinema Capitol în direcția Cultură și Tineret. Necesitatea redenumirii și reorganizării structurii funcționale Biblioteca Municipală Radu Roseti Onești, Muzeul de Istorie al Municipiului Onești și Cinema Capitol în direcția de Cultură și Tineret a rezultat ca urmare a faptului că activitatea componentelor funcționale mai sus amintite este realizată prin îndeplinirea obiectivelor generale și specifice asumate de administrația publică locală spre definirea comunității pe zona social-culturală prin serviciile predominant culturale oferite. Redenumirea și reorganizarea structurii funcționale ca act de voință al top managementului reprezintă în esență asamblarea tuturor activităților derulate de Biblioteca Municipală Radu Roseti Onești, Muzeul de Istorie al Municipiului Onești și Cinema Capitol, cu consecința redenumirii și reorganizării în sensul anunțat. Față de cele arătate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar. Comisia de specialitate a prezentat raportul. Raportul comisiei de specialitate. Aviz favorabil Comisia 1. Comisia 4. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 3, domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Proiect de hotărâre privind actualizarea culata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicabile în anul 2020 pentru locuințele realizate de Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Onești. Valorificarea judicioasă a acestor spații cu destinație de locuință este condiționată de stabilirea unor tarife corespunzătoare care să constituie prețul minim lunar pe metru pătrat în vederea stabilirii cuantumului chiriei lunare. Astfel, chiria stabilită se actualizează anual cu rata inflației în termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflației comunicate de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior. Față de cele menționate mai sus, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în formă inițiată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar! Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia 1. Aviz favorabil Comisia 1. Comisia 4. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 4, domnule primar.
Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chirii aplicabile în anul 2020 pentru locuințele sociale, locuințele din fondul locativ de stat și locuințele de serviciu aflate în domeniul public privat al municipiului Onești și în administrarea Consiliului Local Onești. Valorificarea acestor spații cu destinație de locuință este condiționată de stabilirea unor tarife corespunzătoare care să constituie prețul minim lunar pe metru pătrat în vederea stabilirii cuantumului chiriei lunare. Clauzele contractuale de închiriere a locuințelor din proprietatea sau administrarea Consiliului Local Onești stabilesc actualizarea cuantumului chiriei în funcție de rata anuală a inflației până la 31 ianuarie inclusiv acestui an. Față de cele menționate mai sus, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia 1. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 4. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 5, domnule primar. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților eligibili în vederea emiterii atestatelor de administrator de condominii din municipiul Onești. Atestarea persoanelor fizice care intenționează să ocupe funcția de administrator condominii se face de către primar în baza unei hotărâri de Consiliul Local la propunerea comisiei de atestare constituită în acest sens conform prevederilor legale în vigoare. Pentru a obține calitatea de administrator de condominii, un număr de 11 persoane fizice au depus solicitări în acest sens. Comisia de specialitate atestare a procedat în conformitate cu criteriile de eligibilitate și selecție la verificarea dosarelor depuse și a întocmit lista cu candidații eligibili în funcția de administrator de condominiu conform prezentului proiect de hotărâre. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia numărul 1. Aviz favorabil, Comisia 1. Comisia 4. Vă mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt, supunem votului. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 6. Domnule primar. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2020. Având în vedere rolul pe care îl are municipiul Onești în ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2020, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiei, comisie numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumim. Proiectul numărul 7, domnule primar. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate Zilei Internaționale a Femeii pentru anul 2020. Marcarea acestei zile este o oportunitate pentru a sărbători actele de curaj și determinare întreprinse de femeie obișnuită care a jucat și joacă un rol extraordinar în istoria propriilor țări și comunități. Și Oneștiul, așa cum îl știm astăzi, datorează mult femeilor sale care au făcut parte din scrierea istoriei, bunicele, mamele noastre, tinerile femei care au zidit, dezvoltat și extins numele și renumele acestuia. Având în vedere importanța acestei zile, propun organizarea și finanțarea manifestărilor dedicate Zilei Internaționale a Femeii pentru anul 2020, conform proiectului de hotărâre prezentat. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisia 1. Aviz favorabil, Comisia 1. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții. O singură precizare, v-aș ruga o îndreptare a erorii materiale, atât din titlu cât și din articolul 1.
Va fi Ziua Internațională a Femeii, în mod greșit s-a scris FEMI. Vă mulțumesc. Mai sunt discuții? Dacă nu, să pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 8. Domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de închiriere cu Forul Democrat al Germanilor din România pentru spațiu situat în strada Victor Babeș, numărul 1, municipiul Onești. Forumul Democrat al Germanilor din România, filiala Onești, ne comunică faptul că instituția dumnealor nu mai desfășoară activitate în locația închiriată și solicită încetarea contractului de închiriere numărul 3/2010 pentru spațiul în suprafață de 10 metri pătrați situat în strada Victor Babeș, numărul 1, etajul 1, municipiul Onești. Ținând cont de prevederile contractului de închiriere, vă supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiei numărul 1. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 4. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 9, domnule primar. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Bacău unui suprafețe de teren, proprietatea municipiului Onești. Agenția pentru Protecția Mediului Bacău solicită în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de a monitoriza calitatea aerului în municipiul Onești încheierea unui contract de dare în administrarea unei suprafețe de teren de 25 de metri pătrați, situat pe strada Cauciucului numărul 1 a municipiului Onești. Stația Bacău 3 este amplasată și funcționează în sistem continuu începând cu anul 2006 și face parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. Prin prezentul proiect propun aprobarea dării în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Bacău unui teren în suprafață de 25 de metri pătrați, proprietatea municipiului Onești, și aprobarea contractului de dare în administrare, motivat de faptul că vechiul contract a expirat. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 10, domnule primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii drepturilor de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Onești. Consiliul Local Onești hotărăște în condițiile legii darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau domeniului privat al municipiului Onești. Prin hotărâri de Consiliu anterioare au fost atribuite sub forma concesiunii suprafețe de teren menționate în proiectul de hotărâre, beneficii atât investitorilor cât și bugetului local. Deoarece au intervenit modificări privind proprietarul imobililor clădiri construite pe terenurile ce fac obiectul concesiunii prin contracte de vânzare-cumpărare autentice, respectiv a certificatului de moștenitor, se solicite de către noi proprietari transmiterea drepturilor de concesiune asupra terenurilor aferente construcțiilor. Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobarea Consiliului Local Onești proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raportul Comisiei de Specialitate, Comisia 1. Aviz favorabil, Comisia 1. Comisia 4. Favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 11, domnule primar. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii drepturilor de închiriere asupra unor spații proprietatea municipiului Onești. În vederea realizării atribuțiilor conferite de codul administrativ, Consiliul Local Onești hotărăște în condițiile legii darea de administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau domeniului privat al municipiului Onești. Prin hotărâri de Consiliu anterioare au fost atribuite sub forma închirierii spații ce sunt proprietatea municipiului Onești pentru desfășurarea de activități comerciale beneficii atât investitorilor cât și bugetului local. Deoarece actualii chiriași doresc concesionarea contractelor de închiriere către alte societăți comerciale, având în vedere și acordul administrației piețelor, supune spre analiză și aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar!
Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia numărul 1 avizează. Aviz favorabil comisia numărul 4. Aviz favorabil comisia 4. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul 2 al anului 2019. Conform prevederilor legale în vigoare, Direcția Generală de Asistență Socială din Municipiul Onești are obligația de a prezenta semestrial Consiliului Local raportul de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. Față de cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raportul Comisiei 1. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 13, domnule primar. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ constituit la nivelul municipiului Onești prin hotărârea de Consiliu Local numărul 90 din 3-7-2014 și modificat prin hotărârea de Consiliu Local numărul 16 din 19-1-2017. Consiliul Comunitar Consultativ reprezintă o formă organizată și permanentă de participare a comunității locale la soluționarea la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. În acest sens, prin hotărârea de Consiliu Local numărul 90 din 2014 a fost constituit Consiliul Comunitar Consultativ, organism independent, fără personalitate juridică, activând pe bază de voluntariat, ai cărui membri au fost desemnați dintre membrii de prestigiu ai comunității locale. Prezentul proiect de hotărâre are drept motivație solicitarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Onești privind necesitatea actualizării componenței Consiliului Comunitar Consultativ, deoarece o parte dintre membrii acestuia se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor ce le revin în calitatea pe care au în cadrul acestui Consiliu. Față de cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raport comisia numărul 3. Mulțumesc. Comisia 4. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mergem la proiectul 14, domnule primar. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și normă zilnică de hrană pentru beneficiarii pe anul 2020 la Căminul pentru persoane vârstnice din strada 8 martie, numărul 26, municipiul Onești. Conform prevederilor legale în vigoare, persoana vârstnică îngrijită în cămin, precum și susținătorii legale ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere, iar persoanele vârstnice, care nu au venituri și nici susținători legali, nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale în limita hotărâtă de acesta. Anual, Consiliul Local stabilește costul lunar de întreținere și normă zilnică de hrană pentru beneficiarii la Căminul pentru persoane vârstnice din strada 8 martie, numărul 26, municipiul Onești, dar care nu trebuie să fie mai mic decât standardul minim de cost an beneficiu în valoare de 23.784 lei. Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raportul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil, Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării statului de funcție al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Onești, aprobat prin hotărârea de Consiliu Local numărul 159 din 15-10-2018, modificat prin HCL numărul 87
din 13.05.2019 și prin HL numărul 198 din 14.11.2019. La nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Ionești se impune o serie de modificări la nivelul compartimentelor de specialitate. Propun transformarea, datorită promovării în grad profesional la două posturi aferente funcționarilor publici de execuție, din consilier, și transformarea, datorită promovării în grad profesional a 5 posturi aferente funcțiilor contractuale de execuție, asistent medical, respectiv infirmier. Față de cele menționate mai sus, am inițiat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție pe care îl supun dezbaterii și aprobării dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem votului. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect numărul 16, domnule primar. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor de ajutor social, precum și persoanelor obligate în baza legii numărul 272/2004 să presteze lunar acțiuni lucrări de interes local pentru anul 2020. În vederea emiterii deciziei de plată ajutorului social de către agențiile pentru prestări sociale, este nevoie de aprobarea unui plan de acțiuni lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, potențialelor beneficiari de ajutor social, dar și persoanelor obligate prin sentințe civile de a presta aceste ore lunar pe durata aplicării măsurii de protecție specială. Acest plan de acțiuni lucrări de interes local trebuie aprobat anual prin hotărârea Consiliului Local și poate fi reactualizat pe parcursul anului în funcție de necesitățile comunității și de numărul de persoane apte de muncă ce solicită acordarea acestui ajutor. Având în vedere cele menționate, propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor de specialitate, comisia 3 și comisia 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 17. Nu mi-aparține. Inițiator. Aveți cuvântul, domnule. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, deci proiectul numărul 17 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ionești. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local. Dată cu intrarea în vigoare a ordonanței de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ care a fost publicat în monitor oficial numărul 555 din 507/2019, se impune aprobarea unui nou regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ionești. Am procedat la revizuirea regulamentului de organizare și funcționare, oferind modificările impuse de ordonanța mai sus evidențiată. Având în vedere aceste motive, anexă prezent de referat proiectul regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ionești, propus spre aprobare Consiliului Local în urma dezbaterilor pe marginea conținutului său. De asemenea, cu data adoptării prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea hotărârii Consiliului Local Ionești numărul 42 din 28 iunie 2011 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ionești cu modificările și completările aduse pentru o coerență și o mai bună interpretare. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc, domnule consilier. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei de specialitate, comisia 1. Aviz favorabil, comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Comisia 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții. Un amendament. Nu-i la mine. În urma analizei acestui proiect de hotărâre ședința Comisiei Juridice, am făcut un amendament. Prin prezentul amendament propun eliminarea sintagmei Consiliului Local din cadrul articolului 47 alinia 2 a anexei la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ionești, care va, articol ce va avea următoarea formă.
articolul 47 aliniatul 2, în cazul în care secretarul general al municipiului Ionești, departamentele din aparatul de specialitate al primarului, serviciile publice din subordinea construirii local sau serviciile și instituțiile publice de interes local refuză să furnizeze informațiile solicitate, consilierii pot cere sancționarea acestora conform prevederilor legale, deci dispare sintagma pot cere sancționarea construirii local pentru că construirii local nu are atribuții să sancționeze aceste persoane care sunt obligate să ofere informațiile solicitate. Deci propun aprobarea acestui regulament cu acest amendament. Dacă sunt discuții pe marginea amendamentului depus, deci referitor la amendament, referitor la proiect. Așteptați atunci, vă rog. Dacă nu supunem la vot amendamentul depus de domnul consilier Iene, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Dacă sunt discuții la proiect, vă rog, din partea presei. Da, nu din partea presei, ci din partea unui cetățean. Și este ultima oară când mai iau cuvântul pe această temă, pentru că în 5-6 ani de zile, cred că de 3-4 ori am luat cuvântul pe această temă. Regulamentul Consiliului Local trebuia modificat și în conformitate cu o altă lege, legea 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică. Legea respectivă prevede acest lucru în mod expres. Era un termen precizat de 90 de zile, dar legea fiind din 2003, facem un calcul, sunt 17 ani de zile de când această lege nu se aplică la Onești. Legea, printre altele, are drept scop și implicarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor. În acest sens, legea prevede mai multe obligații, inclusiv pentru președintele de ședință, care trebuie să ofere posibilitatea cetățenilor care participă la ședință și sunt interesați de un anumit proiect să-și exprime punctul de vedere, iar acel punct de vedere, conform legii, are valoare de recomandare în procesul deliberativ. Mai mult decât atât, legea prevede că există și o obligație de a se întocmi un registru care să fie prezentat anual, un registru care să includă toate recomandările făcute. La noi, regulamentul nu prevede, nu s-a modificat în conformitate cu aceste dispoziții. Deci, în acest moment, un cetățean, de exemplu, care este interesat de un anumit proiect, nu își poate exprima un punct de vedere pe acel proiect care să aibă să fie ca recomandare în procesul de votare. De obicei se dă cuvântul la diverse, dar la diverse nu se iau decizii. Ori legea este foarte clară. Este vorba de implicare activă în procesul de luare a deciziei. Iar luarea deciziei înseamnă procesul deliberativ. Cu alte cuvinte, nu mai dau citire. Sunt o grămadă de puncte în această lege care se încalcă, prin care se încalcă drepturile unor cetățeni. Inclusiv dreptul ca eu, ca reprezentant al presii, să primesc acest proiect. Este vorba de un act normativ, nu? Iar în lege spune că se transmite și presei. Deci, cu alte cuvinte, eu vă anunț că, în conformitate cu articolul, vă spun imediat, așa, articolul 14 din lege, care spune că orice persoană care consideră vătămată în drepturile sale, prevăzută de prezenta lege, poate face plângere potrivit dispozițiilor legii contenciosului administrativ, iar plângerea și recursul se judecă în procedură de urgență și sunt scutite de taxe de timbru. Deci, cu alte cuvinte, vom avea proces, eu vă voi face un adres, pentru că sunt de ce să nu se aplice această lege la Onești? Ce are Onești un mod deosebit să nu vrea să aplice această lege? În afară de faptul că e roșu, nu văd de ce Oneștiul nu vrea să aplice această lege, care datează de 17 ani de zile.
Și este foarte clar aici. În termenul real de 30 de zile. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice și celelalte persoane așa, sunt obligate să-și modifice regulamentul de organizare și funcționare în conformitate cu prevederile prezentei legi. Nu s-a făcut acest lucru, 17 ani de zile. Păi o bătaie de joc și la adresa cetățenilor. Da, mulțumesc. Dacă îmi permiteți. Vă rog, domnul secretar. Eu aș recomanda domnului cetățean și nu spun ghilimele de rungoare că nu s-a prezentat, nu spun domnul cetățean turmentat că... Nu-i frumos, dar vă reamintesc că nici nu aș citi nici acest regulament, nu aș citi nici regulamentul vechi și nici nu cunoașteți legislația. Ați intervenit și la ședința anterioară, considerat că nu e cazul, dar văd că consecvența dumneavoastră sau neștiința dumneavoastră persistă. Dacă o să vă uitați la articolul 43 din acest regulament, se referă la transparența decizională în administrație publică și spune exact ceea ce dumneavoastră a spus că nu conține acest regulament. Același articol a fost luat cu copy-paste din vechiul regulament, din 2013, în municipiul Onești. Așadar, legislația este respectată în municipiul Onești, a fost respectată din totdeauna. Faptul că societatea civilă nu este activă și nu este interesată să intervină în procesul decizional al autorităților publice, nu cred că poate fi, eu știu, incriminat autorităților locale. V-aș sugera pe viitor să vă documentați foarte atent. Regulamentul conține aspecte de transparență decizională, așa cum le prevede și legea 52. Chiar dacă regulamentul Consiliul Local nu ar fi avut astfel de dispoziții, ar fi prevalat dispozițiile legii 53 să fie aplicat. Deci nu este în mod obligatoriu să fie preluate în regulament. Mulțumesc, domnule secretar. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 18, domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflației de 3,83% a nivelului de redevențelor chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale având ca obiect concesionarea închirierea terenurilor proprietate publică privată a municipiului Onești pentru anul fiscal 2020. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Local al Municipiului Onești aprobă anual indexarea redevențelor chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale având ca obiect concesionarea închirierea terenurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Onești. Aceasta constituie o sursă importantă de venituri utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanțare se asigură de la bugetul local în condițiile legii. Pornind de la aceste considerente, supun spre analiză și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Onești proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia proiectul. Numărul 4. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 19, vă rog, domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești pentru unele imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilan. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unui număr de două cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice în vederea concesionării. Din perspectiva tehnică, arătăm faptul că imobilele care fac obiectul propunerii de preluare în proprietate privată a municipiului Onești sunt situate în intravilanul localității, identificate prin plan de amplasare și delimitare. În considerarea celor de mai sus, propun preluarea la domeniul privat al municipiului Onești a imobilor constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilanul menționat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil, Comisia 1. Vă mulțumesc. Comisia 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru?
Împotrivă. Se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 20, vă rog, domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către SCALES Pro Servicii SRL împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 131/2012 de aprobare a regulamentului cadru pentru autorizarea și funcționarea unităților comerciale în municipiul Onești. Prin prezentul proiect de hotărâre propun soluționarea plângerii prealabile prin respingere formulată de către SCALES Pro Servicii SRL împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 131/2012 de aprobare a regulamentului cadru privind organizarea și funcționarea unităților comerciale în municipiul Onești, având în vedere prevederile legale expuse în documentele aferente prezentului proiect. Față de cele menționate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei de Specialitate, Comisia 4. Aviz favorabil pentru respingerea plângerii prealabile ca netemeni. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre numărul 21. Vă rog, domnule primar. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat practicate de către domeniul public și privat Onești-SA. Nivelul prețurilor și sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, amortismentelor aferente capitalului imobilizat în activele corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru creșterea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum și profitul operatorului. Ținând cont de dispozițiile legii, care prevede că stabilirea salariului minim brut pe țară, începând cu data de 1 ianuarie 2020, este salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și se stabilește în bani fără a include sporuri și alte adausuri la suma de 2230 lei pe lună, este necesară corelarea corespunzătoare a tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat al municipiului Onești. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raportul Comisiei de Specialitate, Comisia 1. Aviz favorabil, Comisia 1. Comisia 4. Aviz favorabil, Comisia 1. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la următorul proiect, proiectul numărul 22, domnule primar. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Onești. Prin prezentul proiect de hotărâre se supune dezbaterii stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului și a funcționarilor din subordinea Consiliului Local, începând cu data de 1 ianuarie 2020, cu luarea în considerare a impactului pe care îl au aceste modificări asupra salariaților în sensul nediminuării salariului net. Pentru aceste considerente propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raportul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Mulțumesc. Aviz favorabil, Comisia 1. Vă mulțumesc. Comisia 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? Există un amendament și vă rog după. Vă rog, domnule. La proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici în personal contractual din aparatul de specialitate a primarului, instituțiile, serviciile publice din subordinea Consiliului Local, aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 23 ianuarie 2020 la punctul 22. Astfel, prin proiectul de hotărâre mai sus menționat în cadrul anexei la punctul
B2, funcționari, funcțiile contractuale de execuție, număr curent 13, muncitor calificat grupa 1, dintr-o eroare la coloana coeficient, coloana numărul 4, s-a trecut 1,04 în loc de 1,10, așa cum este corect. Prin prezentul amendament propun modificarea anexei cu cele prezentate mai sus. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Dacă sunt discuții pe baza amendamentului, dacă nu, supun amendamentul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Împotrivă. Vă mulțumesc. Supun la vot. Nu, are dânsul. Vă rog, domnule consilier. Întrebare către domnul director. Din punct de vedere valorii, cât este mai mare față de anul trecut bugetul prin creșterea salarială sau procentual, dacă ne puteți da? Vă răspund eu. Vă rog. Creșterea salariilor în cadrul primăriei municipiului Ionești plus direcție de asistență socială plus evidența populației plus domeniul public și privat este într-un cuantum de aproximativ 3 milioane de lei. Păi în minus nu se poate. Nu este diminuare, este creștere, majorare. Dacă și rezultă din creșterea salariului minim pe economie, coeficientul de indexare pe fiecare funcție în parte, toate cumulate, minim 3 milioane de lei. Să vedem, s-ar putea plus contribuții și așa mai departe. Vă mulțumim. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 23, diverse. Dacă sunt înscrieri. A și plecat din sală. A plecat. Da, proiectul numărul 23, diverse. Vă rog, domnule primar. Dacă nu este nimeni, vorbesc ultimul. Singur. Vă rog. Vă rog, doamna consilier Pașcu. Am avut un proiect de hotărâre astăzi prin care am dat în administrare către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău o suprafață de teren pe care se află stația de măsurare a calității aerului în strada Cauciucului în TCR. Eu aș veni cu o propunere pe această linie și apreciez că o să o găsiți oportună și că o să facem demersuri în continuare pentru a pune în aplicare ceea ce urmează să vă propun. Eu aș crede că este oportun ca la nivelul orașului Ionești să avem o stație pentru măsurarea calității aerului pe care să o avem montată undeva în oraș pentru a putea vedea efectiv care este gradul de poluare al aerului în municipiul Onești. La momentul de față, noi raportăm valorile din cartierul TCR, cartier unde a fost la un moment dat montată această stație, raportat la faptul că era zona industrială și că erau necesare aceste raportări. La momentul de față, raportările pe care le facem, bineînțeles că nu mai sunt atât de importante pentru oraș, pentru că zona industrială nu mai există decât parțial și cred că ar fi foarte, foarte important ca la nivelul, ca în centrul orașului, undeva într-o zonă unde să fie bine poziționat un astfel de aparat, să-l putem pune și să putem avea niște măsurători care să indice efectiv care este calitatea aerului pe care îl respirăm în oraș. O chestiune care are legătură cu sănătatea cetățenilor acestui municipiu și cred că e foarte bine să ne preocupe acest aspect. Eu m-am interesat și la Agenția de Mediu și am întrebat dacă există posibilitatea de a primi o astfel de stație de la Agenția Județeană. Mi s-a confirmat faptul că în urma unei adrese pe care să o facă primarul împreună cu Consiliul Local, s-ar putea să primim o astfel de stație de măsurare a calității aerului și să o montăm acolo unde credem că este de bun augur pentru a avea să avem o măsurătoare adecvată și relevantă a gradului de poluare din municipiul Onești.
Răspunsul meu este afirmativ, în sensul să facem demersul comun. Singura rezervă a mea este următoarea. Nu cred că nici eu și nici nimeni din sala aceasta, dar vă rog să mă scuzați, ar putea să greșesc, nu suntem specialiști în sensul să ne dăm cu presupus unde ar trebui montată această stație, ci cred că specialiști, fie de la Agenția de Județeană de Mediu sau dânsii trebuie locul să ne spună, că dacă noi o punem clar pe un bulevard foarte circulat, mâine, peste o lună ne mutăm jumătate din Moneșteni pe Perchiu, nu în zona unde e de nu protecție. Locația, ne speriem, adică măsurătorile, rezultatele măsurătorilor de acolo vor spune ceva a cărui rezultat este foarte important și nu cred că trebuie pus decât în urma unei consultări unor specialiști. Sigur. Dar eu vă propun ca la sfârșitul acestei ședințe cei care sunt au disponibilitate să facem o ciornă și împreună facem un document pe care ori îl semnăm, îl lăsăm la secretaria și veniți când vă permite timpul ca, în calitate de consilier să o semnați, eu o pot semna și astăzi. Bineînțeles, dar sunt de acord și nu văd o problemă în asta. Nu știu cine a hotărât să se monteze stația în acel cartier, dar nu cred că s-a făcut, că a luat un primar o decizie în acest sens și tot cred că împreună cu responsabilii de la Agenția de Mediu. Era zona industrială și era necesar să fie montată în zona respectivă. O stație a fost montată la Casa de Cultură a Cluj acum până în 2012. O stație de la Legiunea și... Este zona de parc între Casa de Cultură. Nu mai funcționează la acest moment. Păi, despre dragă. Am luat-o cei de la agenție. A văzut că e tot ca urat proaspăt după ce s-a distrus industria? Azi că nu se mai încolc. Auzi că nu se mai încolc. Mai măsurăm. Bineînțeles. Facem o nouă încredere și probabil că cei de la agenție. Mulțumesc că ați fost, ați achiesat la propunerea mea. Mulțumesc. Vreau să vă spun doar două lucruri. Una, invitație pentru mâine, ziua Unirii Mici, cum o știm noi, Cinema Capitol, orele 18, un spectacol. Din păcate, sala nu este atât de încăpătoare pe cât ne-am fi dorit. Un număr mare de oneșteni și-au manifestat intenția de a fi mâine prezenți. Asta e capacitatea este una limitată, intrarea este liberă pe bază de invitații care au fost oferite prin intermediul bibliotecii municipale. Doi, o să primim o invitație, am primit un telefon în acest sens, domnul Iene, și la dumneavoastră mă refer în mod deosebit, nu la Strășeni, la Comuna Mahala. Noi am făcut o promisiune acolo, noi mă refer în calitate nu de consilier local și primar, ci în calitate de oameni vis-a-vis de un monument ce se va ridica acolo în cinstea eroilor români ce și-au pierdut viața când se treacă din Bucovina de Nord în peste Prut, și va trebui reluată puțin discuția între noi să vedem cum putem, în funcție de posibilități, sprijini acțiunea de acolo și să vedem și dacă intenționăm să nominalizăm o delegație mică să participe ca în fiecare an la comemorarea victimelor de acolo. Trei, ne-am luat o obligație vis-a-vis de acel copil care nu este oneștean, sportiv, să susținem, este ședință de consiliu, ca să nu uit eu, vă aduc aminte dumneavoastră că trebuie să o susținem în continuare. Mulțumesc. Dar nu am spus, nu este un reproș, ci ca să nu uit eu, vă aduc aminte și dumneavoastră, e rugăminte, dacă ne-am luat un angajament să... Bine, vă mulțumesc și vă urez o după amiază plăcută și numai bine. Vă mulțumesc, declar ședința închisă.